Hei, salutare dragilor, e sâmbătă, 18 septembrie 2021, sunt tot aici la capătul pistei aeroportului din Schiatos, pentru că e penultima sâmbătă în care aterizează avioane din România. În acest moment, Airbusul A318, înmatriculat la Tarom YR ASC, aterizează din capătul nordic al pistei. De obicei ați văzut, aterizările erau din celălalt capăt, adică de unde sunt eu în acest moment. Dar astăzi văd că și zborul de la Cluj tot pe acolo aterizează, cel de la București tot pe acolo a aterizat. Aceștia sunt ultimii turiști care vin din România cu avionul anul acesta, în 2021. Acum vin turiștii cu zborul de la Cluj, dimineața au venit cei de la București. Săptămâna viitoare avioanele vor veni goale din România și vor pleca cu ultimii turiști care și-au petrecut vacanțele aici cu avionul charterle Aerotravel Aerovacanțe. Dacă vă uitați în acest moment, avionul deja e acolo în capătul pistei. Se vede foarte, foarte mic. Se văd niște luminițe. O să-l vedem din moment în moment cum aterizează. Deci ultima aterizare cu turiști din 2021 de la Cluj către Schiatos. Airbus A318, înmatriculat YR ASC, Tarom Charter Aerotravel Aerovacanțe. Mi-am luat țeapă și de data asta pentru că eu eram pregătit să filmez aterizarea din cealaltă parte. Noroc că m-am uitat pe flight radar și în ultimul moment am văzut că avionul va ateriza din partea nordică a pistei. Și se apropie. Încă puțin și aterizează. O să-l vedeți pe pistă. Iar în acest moment avionul se apropie de pistă. Și gata, a aterizat Cluj, Schiatos, ultimul zbor cu turiștii din România. Să vedem dacă vine până aici în capătul pistei sau vine până în capătul pistei, să întoarcă. Airbus A318 YR ASC de la Tarom. Sunt deja câteva persoane pe aici care au venit să asiste la aterizare. Normal, aceste mașini nu mai aveau voie să treacă pe ei, semaforul este roșu, dar... Toții tocmai ne-au salutat. Căldură mare, a? Yeah.
Și acum avionul merge spre parcare.